Crește numărul cazurilor de COVID-19, aproape 3500 de cazuri pozitive din 60.000 de teste. De altfel, de Crăciun, testele rapide s-au vândut rapid din farmacii. Dacă sunt motive de îngrijorare, ne spune medicul Tudor Ciuhodaru. E într-o legătură video cu noi. Vă mulțumesc, domnule doctor. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu, evident că nu sunt motive de îngrijorare și chiar mă uitam că profesorul Drosten de la Spitalul Universitar Charité din Berlin a anunțat sus și tare că pandemia de coronavirus s-a încheiat. Și de fapt ne confruntăm cu primul val, să zicem, endemic de astfel de coronaviroză. Iar dacă îmi spuneți că numărul de cazuri este în creștere, să ne uităm pe datele oficiale din România, creșterea este nesemnificativă, iar în ceea ce privește cazurile letale, peste 80% din aceste cazuri letale sunt la pacienți de peste 70 de ani și cu afecțiuni asociate severe. Așa că măsurile de prevenție rămân extrem de importante și faptul că semnalați că nu mai sunt aceste teste de coronavirus sau că sunt greu de descoperit prin farmacii, este posibil să fie odată un deficit de aprovizionare, că vedem că sunt multe probleme legate de aprovizionare și de producție în așa ceva, iar pe de altă parte s-ar putea ca cei care sunt cu adevărat interesați și petrec împreună în aceste zile de sărbătoare să se testeze tocmai pentru a fi sigur că cel puțin în momentul în care au făcut acest test, nu sunt o sursă de infecție pentru cei care sunt apropiați. Domnule doctor, ați pomenit și dumneavoastră despre o afirmație pe care a făcut-o un expert german în ultimele zile. A susținut că pandemia de COVID-19 s-a încheiat, acum e doar o boală endemică. Explicați-ne, vă rog frumos, diferența între pandemie și faza endemică a unei boli. Vorbim de număr și de severitatea cazurilor și de solicitarea sistemelor de sănătate, iar în plus ceea ce spune profesorul Drosten este că imunitatea este atât de extinsă și rezistentă în rândul cetățenilor, încât din acest punct de vedere nu ar trebui să mai fie probleme. Iar doamna Moraru, după 2 ani de pandemie, cred că am învățat măcar foarte, foarte multe lucruri. Și acel plan B pe care vi l-am propus de la începutul acestei pandemii și din păcate nu m-a ascultat nimeni, adică pregătirea sistemului de sănătate, de soluții medicamentoase, de a avea o evaluare precoce, în așa fel încât să nu se ajunge la cazurile critice din terapie intensivă, este, din punctul meu de vedere, în continuare soluția sănătoasă pentru așa ceva. Iar, doamna Moraru, cel mai important, pentru că până la urmă vorbim despre o viroză care se transmite pe cale aeriană sau și pe cale digestivă, măsurile de prevenție sunt cele mai importante, par banale, sunt simple, iar educația pentru sănătate, că tot am răgușit vorbind la dumneavoastră emisiune și nu numai, proiectul meu de lege din Parlament, da. Și sunt valabile aceste măsuri și pentru celelalte viroze și, exact, care și-au făcut apariția în acest sezon. Mulțumim foarte mult, domnule doctor! Numai...